Bună ziua, dragii mei! Sunt Nicoleta Olaru și astăzi, împreună cu voi, vom analiza înmulțirea fracțiilor zecimale cu un număr finit de zecimale nenule. Vom porni această lecție de la următorul exemplu. 2,2 înmulțit cu 3,7. Sunt convinsă că dacă v-aș lăsa să efectuați această înmulțire, veți proceda așa cum ne propune și Ioana. Adică, transformăm fracțiile zecimale în fracții ordinare, efectuăm înmulțirea, iar la final scriem rezultatul sub formă zecimală. Iată, 2,2 înmulțit cu 3,7 este egal cu 22 supra 10 înmulțit cu 37 supra 10, efectuăm înmulțirea și obținem 814 supra 100. Transformăm fracția ordinară în fracție decimală și obținem 8,14. Maria are însă o altă propunere. Putem să așezăm unele sub altele, cele două fracții decimale, fără a ține seama de virgulă. Înmulțim după regula de mulțire a numerelor naturale, iar la final punem virgula la rezultat, astfel încât să avem un număr de decimale egal cu suma zecimalelor celor doi factori. Să urmărim împreună. 2,2 înmulțit cu 3,7. Efectuăm înmulțirea ținând seama de regula de înmulțire a numerelor naturale. Iar în final, observăm că cei doi factori de înmulțire au în total două zecimale. Drept urmare, numărăm de la dreapta la stânga două zecimale și fixăm virgula. Astfel, obținem 8,14. Trebuie să observați că atât metoda Ioanei, cât și metoda Mariei, puse în practică, dau același rezultat. Vă propun în continuare să urmărim împreună următoarele exemple. Iată, 2,31 mulțit cu 0,22. Așezăm cele două fracții decimale unele sub altele, fără a ține seama neapărat de poziția virgulei, efectuăm înmulțirea, ca și în cazul numerelor naturale, și obținem 0,5082. Observați că numărul total de zecimale de la cei doi factori de la înmulțire este egal cu numărul de zecimale pe care l-am fixat rezultatului. Un al doilea exemplu. 0,02 înmulțit cu 0,3. Așezăm fracțiile unele sub altele, efectuăm înmulțirea ținând seama de regulile de la mulțimea numerelor naturale și la rezultat va trebui să avem, iată, 3 zecimale. Numărăm de la dreapta la stânga 3 zecimale, iar rezultatul final este 0,006. În cel de-al treilea exemplu, am luat în calcul o înmulțire în cazul în care unul din cei doi factori este număr natural. Înmulțirea se efectuează la fel ca și în primele două cazuri, adică efectuăm înmulțirea dintre 7,25 ori 3, ținând seama de regulile de la mulțirea numerelor naturale, doar că la final observăm că din cei doi factori doar primul factor are zecimale, în număr de două, astfel încât și rezultatul final are doar două zecimale. Astfel obținem 21,75. Trebuie să rețineți că la înmulțirea unei fracții zecimale cu un număr finit de zecimale se procedează la fel ca în cazul înmulțirii a două fracții zecimale cu număr finit de zecimale. În continuare, vrem să vedem cum se efectuează înmulțirea unei fracții zecimale cu un număr finit de zecimale nenule cu o putere a lui 10. Ioana, evident că va propune transformarea fracției zecimale într-o fracție ordinară. De exemplu, 2,567 înmulțit cu 100 este egal cu 2567 supra 1000 înmulțit cu 100. După simplificare, rezultatul înmulțirii este 2567 supra 10. Transformăm fracția ordinară în fracție zecimală și obținem 256,7.
Maria propune o variantă mai simplă și zice că ajungem la același rezultat dacă mutăm virgula peste două cifre de la dreapta la stânga. Adică, trebuie să concluzionăm că la înmulțirea unei fracții decimale cu un număr finit de decimale nenule, cu o putere a lui 10, se mută virgula de la stânga spre dreapta peste atâtea cifre cât arată exponentul puterii 10. În cazul în care se întâmplă și nu ajung cifrele, va trebui să completăm cu zerouri. Iată două exemple. 5,798 mulțit cu 100, adică 5,798 mulțit cu 10 la a doua, va trebui să mutăm virgula de la stânga spre dreapta peste două decimale. Astfel obținem 579,8. Un al doilea exemplu, 3,4 înmulțit cu 1000, adică 3,4 înmulțit cu 10 la a treia. Observați că puterea lui 10 este mai mare decât numărul de decimale pe care îl are primul factor. De aceea va trebui să adăugăm zerouri și obținem 3400. În continuare, vă propun un exemplu din viața de zi cu zi, din viața cotidiană, acolo unde aplicăm, de cele mai multe ori, înmulțirea a două fracții decimale cu un număr finit de decimale nenule. Iată, în tabelul pe care îl vedeți, o să observați ce cumpărături a făcut Ioana. Veți vedea că a cumpărat 1,5 kg de roșii la un preț de 3,25 de lei per kilogram, 2,76 kg de portocale la un preț de 4,5 lei, respectiv 3,55 kg de cartofi la un preț de 2,75 lei. Vrem să vedem cât au costat cumpărăturile Ioanei. Pentru aceasta vom calcula pe rând fiecare produs cât a costat. Astfel, roșiile au costat 3,25 înmulțit cu 1,5. După efectuarea înmulțirii, o să obținem 4,875 lei. În cazul portocalelor, la 4,5 lei s-au cumpărat 2,76 kg de portocale. Ioana a trebuit să achite o sumă egală cu 12,42 de lei. Și în final, pentru cartofii achiziționați, 3,55 kg de cartofi, înmulțiți cu 2,75 de lei per kilogram. Ioana a trebuit să achite o sumă egală cu 9,7625 lei. Astfel, în total, însumând fiecare sumă achitată pentru fiecare produs în parte, Ioana a constatat că la market va trebui să achite 27,0575 lei. Cu speranța că lucrurile sunt suficient de clare pentru înmulțirea a două fracții decimale cu un număr finit de decimale nenule, vă doresc în continuare mult succes! Bună ziua!